Foarte mulți români se confruntă cu probleme de greutate, asta o arată statisticile. Astfel, peste jumătate din populația țării este supraponderală sau obeză. Situația nu este roz nici când vine vorba despre copii, o demonstrează cifrele. Stilul de viață, alimentația necorespunzătoare sau lipsa activității fizice sunt doar câteva dintre motivele pentru care românii ajung să se confrunte cu astfel de probleme. Ultimele date oferite de Institutul Național de Statistică ne arată că în 2022 peste 62% dintre persoanele din România erau supraponderale sau obeze. Un alt studiu indică faptul că situația este îngrijorătoare și când vine vorba despre copii. Astfel, acesta arată că numai puțin de 3 din 10 copii cu vârste cuprinse între 7 și 9 ani sunt supraponderali sau suferă de obezitate. În acest context, se estimează că până în anul 2035 obezitatea în rândul adulților va crește cu 60%, iar obezitatea infantilă va crește cu peste 100%. Nutriționiștii spun că alimentația necorespunzătoare este principalul factor care conduce la apariția obezității. Foarte multe persoane nu sunt educate în acest sens. Foarte mulți oameni nu știu ce și cum să mănânce. Se alimentează haotic. Nu sunt educați de mici să ținem cont de alimentație, să consumăm doar alimente care ne ajută organismul. De multe ori, românii nu țin cont de calorii. Totodată, mâncărurile noastre tradiționale au capacitatea de a aduce în scurt timp multe kilograme în plus. Este bine să apelăm la ajutorul unui specialist dacă simțim că avem probleme cu greutatea sau dacă am început să luăm în greutate, a precizat medicul Mihaela Ifrose, nutriționist. Conform cadrelor medicale, foarte mulți copii ajung să sufere de afecțiuni cardiovasculare. Creșterea în greutate poate fi una dintre cauze, susțin specialiștii, iar alimentația necorespunzătoare joacă un rol decisiv. Hipertensiunea este prezentă la tineri de toate vârstele, dar mai ales la cei obezi sau supraponderali. De multe ori, copiii stau cu telefonul într-o mână și cu sandwich-ul în cealaltă. Astfel, faptul că nu mai fac mișcare, sport și sunt preocupați doar de tehnologie este un lucru îngrijorător, deoarece acest lucru poate conduce la afecțiuni cardiovasculare, precizează doctorul Constantin Iordache, medic primar cardiolog în cadrul Spitalului pentru Copii din Iași. Relatează adevărul.ro.